consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 134 aliniatul 1 litera A din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 34 din 2 februarie 2024, emisă de domnul primar. Fiind prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, suntem în ședință ordinară a Consiliului Local Bucălărie, pentru care am propus următoarea ordine de zi. La primul punct, un proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar de anul 2023, inițiator subsemnată. Punctul al doilea, un proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului OAT Bucălărie de Tăbacău pentru anul 2024, inițiator subsemnată. Punctul al treilea, propune un proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei din excedentul bugetului OAT Bogdanești de Tăbacău din anul 2023, inițiator subsemnat. Al patrulea punct înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții al OAT Bogdanești de Tăbacău pentru anul 2024, inițiator subsemnat. La punctul 5, există un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de gospodărere pentru împrumusetarea Comunei Bucălărie pentru anul 2024, inițiator vicepremier. Punctul al 6-lea, un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice privind receptul de investiții, trotuare, stăționare, stat, ordinez, comuna Bucălărie, strada Cotară, inițiator subsemnat. Punctul 7 vine cu un proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul OAT Bucălărie pentru anul 2024, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Punctul al 8-lea, am înțeles că nu mai este de actualitate. La punctul 9, propun un raport anual asupra situației gestionării bunurilor OAT Bucălărie de Tăbacău pentru anul 2023, prezintă cu semnatul și zecerea punct înseamnă solicitări adresate Consiliului Local. Pun la vot ordine de zi comunicată, ținește pentru. Respirând mandatul domnului președinte de ședință, domnul Vâncu, care îi mulțumim pentru activitate, vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință care urmează să conduc ședințele Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni de zile, așa cum ați votat. Vă rog să faceți propuneri. Domnul Vâncu. Da, aș face propunerii domnul Vance. Doamna Barna, mă zic. Da, propuneam pe domnul Botez. Mai sunt și alte propuneri? În ordinea în care au fost făcute, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru domnul consilier Toancea? Deci în unanimitate de voturi, domnul consilier Toancea a fost ales președinte de ședință. Îl felicit, deci îl rog să preia conducerea. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Înainte de a trece la ordinea de zi, rog pe domnul secretar general să prezinte procesul verbal de la ședința anterioară. Da, nu este finalizată redactarea procesului verbal. Urmează că la ședința viitoare să sperăm că doamna Toma va reuși să finalizeze și cu cele două procese verbale. Mulțumesc, profesor. Mulțumim. Trecem la ordinea de zi. La primul punct avem un proiect prezentat de domnul primar. Prezentat. Da, nu neapărat o parte introductivă. Dar este un adevăr care exprimă colaborarea pe care o am cu funcționare public sau contractuală din aparatul de execuție și aici, în mod firesc, pe partea financiară, am colaborat în mod sigur cu cei de la compartimentul financiar contabil, doamna Romero, așa că te explică prezența aici și drept la distanță. Deci, la acest proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2023, practic există o motivație
că asta înseamnă legea fundamentală pentru finanțele publice locale, legea 873/2007. Este coroborată cu legea 421/2023 privind bugetul de stat și evident codul administrativ. Există un singur articol în punct de aprobare a închiderii executului bugetar la comuna Mărăcină de Spatău, pentru 2023, la partea de venitul în sumă de 1.580.560,33 lei, la partea de cheltuieli în sumă de 2.357.083,70 lei. Deci, repet, există un singur articol, cam asta este procedura. Dumneavoastră ați avut documentația la comisie. Dacă doriți clarificări, suntem aici. Mulțumesc, doamnă. Mulțumim, domnul primar. Comisia de specialitate numărul 1. Comisia de specialitate numărul 1 a avut favorabil acest proiect de ordine de zi. Mulțumim. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, deci am să ia cuvântul. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Deci, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al UAT Bogdănești pe 2023 a fost aprobat. Mulțumesc, profesor. Mulțumesc, domnul secretar. La punctul 2, proiect de hotărâre inițiat de domnul primar. Aveți cuvântul. Este una din hotărârile cele mai importante pe care le adoptă deliberativul oricărei entități administrative. Este și foarte interesant. Bugetul spune foarte multe lucruri despre persoana sau personalitatea entității care își propune un buget. Buget poate să aibă o entitate publică, o jurisdicție publică, o entitate privată, buget are și familie. Evident, nu o să discutăm decât despre bugetul comunității noastre. Am propus trei articole la acest proiect de hotărâre. La primul articol, aprobarea bugetului Consiliului Local Comunei Bogdănești, bugetul Bacău pentru anul 2024, în sumă de 8.539.000 lei la secțiune de funcționare și dezvoltare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea conține următoarele precizări. După aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeană Rovenea, consilieră în aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdănești de Bacău, și al treilea pe care le intuim, fiind că ultimul, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ceu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate și instituției prefecturii de Bacău. Pot, cel puțin așa, judecând după aparențe, asta contează mai puțin, afirmam mai înainte că este una din cele mai importante hotărâri care se aprobă într-un cadru democratic. Pot fi propuneri, să avem mai departe, care îl pot face ca ordonator de stradă. Aici, iarăși, mulțumesc doamnei Mătăuțeanu pentru o stârdie de care a dat dovadă vorba proletarilor. Am înțeles că n-am primit așa cum prevede, de fapt, legea bugetului 421. Și alte informații sau, mă rog, de obicei așteptăm contribuții financiare din partea Consiliului Județean. Dar concluzia pe care am desprins-o împreună, putem trăi și fără, cum să spun eu, fără sumele care sunt în zona Ministerului deocamdată, atât pe partea de cheltuieri curente, să spunem, partea de funcționare a bugetului, cum se mai numește, partea de funcționare administrativă și pe partea de dezvoltare. Este foarte, foarte interesant.
ar mai fi o concluzie și profit de faptul că sunt invitați, mă bucur, cei care participă la competiția electorală, indiferent de partidul politic, au venit și am să îi invit de fiecare dată, pentru că eu sunt de acord că odată cu vântul care a trecut, în mod sigur, la urmă urmele asta contează, nu neapărat în evolu, în comportare civilizată. Eu n-am nicio îndoială. Dar vom avea satisfacție că suntem împreună. Competiția rămâne deschisă și ei au de câștigat. Și sunt convins că e acceptat ca pe niște persoane demne de încrederea dumneavoastră și agreabile în ultima instanță. Dacă doriți clarificări. Așa, început să spun, te scuze, că în cadrul bugetului de la Bogdănești, dacă facem un raport între cheltuielile de funcționare și aici, cum să spun eu, de interes, de obicei criticabile, este acest raport între creditele alocate secțiune de dezvoltare, mai precis la investiții, eu întotdeauna am ținut la așa ceva, și cheltuieli de personal, salare. Cheltuieli material. Este un raport bun, dar cheltuieli pentru salarizare, cum că nu legislație, nu se dau salarii speciale, premii și așa mai departe. Aici intră și salariile asistenților, de exemplu. Sunt în jur de 1 milion de lei. Iar pentru zona de dezvoltare, evident, din venituri care au venit de la bugetul central, prin Direcția de Finanțe Bacău. Și împreună cu excedentul bugetar stăm bine. Peste 2 milioane vor fi la secțiunea de dezvoltare. De aia spuneam mai în glumă, dar și din convingere, că putem trăi și fără să așteptăm bunăvoința cu sau fără de limbele luate, cum vreți, acelor de la Consiliul Județean. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Comisia de specialitate numărul 1. Comisia de specialitate numărul 1 a fost favorabilă acest proiect de hotărâre în urma reactualizării. Mulțumim. Comisia numărul 2. Și Comisia 2 a avizat favorabil. Comisia numărul 3. Cu stabilă 3, data a fost favorabilă acestui proiect. Mulțumim. Dacă are cineva ceva de spus, o întrebare, o rămurire, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? În unanimitate și proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului Oate Bogdănești pentru anul 2024 a fost aprobat. Mulțumim. La punctul numărul 3, un proiect inițial de domnul primar. Aveți următorul proiect de hotărâre, cel puțin la mine figurează, aprobarea utilizării sumei din excedentul bugetului Oate Bogdănești din anul trecut, din 2023. Există o parte preliminară de angajare a propunerilor propriu-zis, care înseamnă 3 articole. La primul articol propun aprobarea utilizării sumele 1.250.912,91 lei din excedentul bugetului Oate Bogdănești din anul 2023 pentru realizarea unor lucrări cuprinse în programul de investiții pentru anul 2024. Articolul al doilea, după aprobare primarul comunei și doamna Răgăuțeanu Romerea, consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărâre. Al treilea, le anticipăm, după aprobare secretarul general al comunei, domnul Montel Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și instituții prefectului județul Bacău.
cașe și motivate acelor produse. Am creionat următoarea argumentare. În primul rând, utilizarea sumei este necesară, nu este un moft. Și dacă ne raportăm și la contextul economico-financiar, când inflația se duce în sus, nu în jos, nu este bine să lași excedentul să zacă sau să-l utilizezi cei de la bancă, la trezorerie, cum spunem noi, și așa mai departe. Este mai bine să investești și cum investițiile sunt o prioritate pentru orice entitate publică. Legea finanțelor publice locale, aceea 273/2006, stabilește cu prioritate că acești bani care au rămas necheltuiți pot fi folosiți la investiții. Sunt și situații speciale, mai bine să nu le avem. Și, ca urmare, am propus aceste articole și nu rămâne decât să solicit Consiliul Local adoptarea proiectului de hotărâre în forma pe care am prezentat-o. Atât, mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Comisia numărul 1. Dacă cineva vrea să ia cuvântul între domnul consilier? Dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Deci în unanimitate de voturi și proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din 2023 pentru utilizarea lui pentru obiectivele de investiții în 2024 a fost aprobat. Mulțumesc, portiți. La punctul 4, inițiator domnul primar. Aveți cuvântul domnul primar. Adică, aprobarea programului de investiții, da? Sigur, da. Bun. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții a oasei funcționării de Sărbători pentru anul 2024. Mai întâi, nu o să reamintesc configurația acestui proiect. La primul articol propun aprobarea programului de investiții al UAT Bogdanării pe Sud-Bacău pentru anul 2024, conform listei obiectivelor de investiții pentru 2024, finanțare parțială sau integrală de la bugetul local al UAT Bogdanării. Articolul al doilea, după aprobare, primarul comunei și doamna Răcoteanu Romelia, consilieră în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdanării, vor duce la îndeplinirea hotărârii. Și al treilea, adică ultimul, după aprobare, secretarul general al comunei, domnul Ceu Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdanești, compartimentele financiar, contabilitate și instituții prefectului Bacău. Este un proiect de hotărâre care vine în siajul, cum se spune, celorlalte, a bugetului, în primul rând, a utilizării excedentului. Și care suscită interes, în mod firesc, am văzut și la discuția în cadrul comisiilor. Am luat partea bună a lor, am apreciat preocuparea dumneavoastră. Și am avut chiar discuțiile de consiliere împreună cu doamna contabil, domnul secretar general și am avut niște concluzii care s-au materializat și într-o dorință exprimată în cadrul ședințe pe comisii. Adică am reușit să aducem, să rezolvăm condiționarea legală care spune că un proiect de investiție sau investiție poate fi cuprins în program sau prins în lista de investiții în baza unor parametri, în baza unor indicatori privind costurile. Trebuie să știi de unde pornești, așa mai departe. Și am găsit și oferte în timpul util și
am cuprins ceea ce constituie o noutate față de ceea ce ați aflat în ședința pe comisie, și anume extinderea proiectului de apă pentru toată comuna. Pentru cei care sunt, cum se spune, la prima citire, mai ales că avem pe invitat aici, chiar pentru colegii din primărie, eu o să citesc lista ca asta de interes. Lista care poate fi și este structurată în felul următor. În primul rând, obiectivă de investiții în continuare. Aici figurează, pe primul loc, realizarea rețelei de apă potabilă și canalizare satele Filipești și Bogdănești. Am avut o discuție 6 zilele anterioare. Contractul, în mod normal, trebuie să se finalizeze la sfârșitul lunii mai. Este și interesul, în primul rând, interesul nostru ca beneficiar și interesul constructorului. Constructorul, de exemplu, are interes nu numai să ne ia bani, dar are interes să finalizeze lucrare și din într-o perspectivă managerială. Ei își adjudică lucrările în cadrul unor competiții legale, la care trebuie să prezinte cu dovezi că au mai executat lucrări, ce au executat în ultimul timp, că la fel la licitație au dat-o în bară. Acum, la modul realist, din punctul meu de vedere, pot precaut într-o zonă, dacă nu termină la începutul iunie, să termină în august, pentru mine e foarte bine. Până la sfârșitul mandatului pot să realizez rețeaua lucrărilor și cam asta comunic și celor din localitate și profit de faptul că suntem pe sticlă, cum se spune, și sper că mesajul merge. În vară, în mod normal, trebuie să funcționeze rețeaua asta, pentru că am investit, este așteptată cu îndreptățire, este o lucrare de anvergură față de alte comunități. Avem cele trei componente necesare și componenta de apă, apă uzată și stația de epurare. În mod normal, nu sunt foarte multe state care au mers pe toate trei componentele. Mai avem aici un proiect care mai mult zace așa nu din vina noastră, o reabilitare și modernizare a drumului comunal 129 și drumul din deal, în cadrul unui contract de asociere cu Consiliul Județean, cu Pârgărești, cineva scârții, nu mai dau nume pe aici, noi avem proiectul făcut, avizele unei valabile, unei au ieșit deja din termene, pentru că nu s-a reușit sincronizarea care se dorea. La obiective noi de investiții, deocamdată nu avem nimic, dar avem la un capitol care se intitulează alte cheltuieli de investiții, care înseamnă proiectare, avize, extindere și așa mai departe. Aici avem ceea ce știați, proiectare și avize, extindere și așa mai departe, am încheiat contractul și pentru studiul de fezabilitate la cele două străzi, pe cele două drumuri din Filipești. Drumul comunal 315 și drumul comunal 471 din statul Filipești. Și ceea ce anunțam în ultim moment, deci tot la alte cheltuieli de investiții, pornim la drum cu elaborarea studiului topografic de fezabilitate, studiul geotehnic și avize la extindere rețea, distribuția apă și canalizare, comuna Bogdănești, județul Bacău.
Deocamdată atât. Dacă mai aveți lucruri neclare, în mod normal, lucrurile sunt clare pe ceea ce înseamnă momentul de față. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1, avizat, bineînțeles, favorabil. Mulțumim. Dacă pe marginea acestui proiect dorește cineva să ia cuvântul? Eu. Vă rog, domnul Stanciu. Da, mulțumesc. E bine că totuși o înțelege, deci proiectul a avut o altă formă, oarecare. Deci, față de inițial, cum a fost? N-aveam documentele de fundamentare, ce ai valorile. Contabil ai trece acolo. Am înțeles, dar proiectul în sine a fost într-un fel, acum e bine că e în alt fel. Și sunt mai multe, de nu numai trotuar. Acum e și apă, ce canal, tot satul Bogdănești și tot satul Filipești. După cât am înțeles, o coarțiune de trotuar prin satul Filipești. În mod sigur o să fie mandatul următor, am încredere. E bine. Mulțumim, domnului consilier. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate și proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiții aluate Bogdănești pentru anul 2024 a fost aprobat. Mulțumim, poftiți. Mulțumim. La punctul 5 avem un proiect inițiat de domnul viceprimar. La programul de gospodărire propun articolul 1, aprobarea programului de gospodărire și înfrumusețare a localității Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2, după aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire subsemnată viceprimarul Comunei Bogdănești, județul Bacău și domnul Andrușcă Constantin, referent șef SVSU. Articolul 3, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Munciu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, viceprimarului, domnul Andrușcă Constantin, referent șef SVSU și instituția prefectului județului Bacău și va duce la cunoștință publică. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului viceprimar. Comisia de specialitate numărul 2, de realizare. Comisia numărul 2 a analizat acest proiect și îl consideră bun. Așa că a emis aviz favorabil. Mulțumim. Dacă vreți cineva să ia cuvântul pe marginea acestui proiect. Până supune spre aprobare, cine este pentru? Deci în unanimitate de vot și proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire și înfrumusețare a localității pe anul 2024 a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți! La punctul 6 avem un proiect inițiat de domnul primar. Aveți cuvântul. Deci, asta înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul de investiții trotuare pietonale în sat Bogdănești, comună Bogdănești, strada Votar. Mai întâi o să dau o citire la patru articole și apoi o să dezvolt practic pe credință. La primul articol propun aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul de investiții trotuare pietonale în sat Bogdănești, comuna Bogdănești, strada Votar, în sumă totală de 447.200 lei, fără devreme, după cum urmează. Pentru frumosoane aici, pentru ofertele. Între strada Deal și Dispensare, adică de o lungime de 260 metri linear, valoarea estimată este de 135.200 lei fără TVA. Al doilea tronson, între Dispensare și limita Covatei dus, în lungime de 600 metri linear, valoarea estimată de 312.000 fără TVA. Articolul al doilea, vine cu următoarele precizări. Finanțarea obiectivului prevăzut la articolul 1 se va face din bugetul OAT Bogdănești în conformitate cu prevederile legale în vigoare. După aprobare, primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romelia, consiliere în aparatul special de state al primarului Comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărârea. Tot după aprobare, articolul 4 menționează secretarul general al Comunei, domnul Munciu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate și
Institutului Prefectului Județului Bacău. Ca documentate, despre colegia hotărâre are atașată și oferta financiară făcută de ofertant, adică legal direct. Cei care execută încă obiectivul de investiție apă și canalizare și îmi comunică următoarele. Cu privire la adresa dumneavoastră numărul 225 din 22.1.24, prin care ne solicitați să executăm refacerile terenului conform soluției prezentate în dispoziția de șantier numărul 5 din 7.7.2022, adică trotuare încadrate cu borduri, fundate din beton și strat de uzură din mixtură asfaltică, vă comunicăm ca la această dată prețul actualizat conform contract pentru execuția acestor lucrări este de 260 de lei metru pătrat, fără TVA, iar tronsonul la care face trimitere poate fi estimat astfel. Cele două bucăți între strada de alt și dispensară, 260 metri liniană, am mai amintit, valoarea estimată de 135.230 fără TVA, între dispensar și limita cu AT-ul dus, adică 600 metri linear, valoarea estimată de 312.000 lei fără TVA. Valoarea lucrărilor poate diferi funcție de evoluția indicilor de ajustare, concordant cu prevederile contractului, structura trotuarului 2 metri lățime, consemn următoare de componente, terasamente, fundații de balat, montare de borduri prefabricate cu anumite dimensiuni, turnare de beton la trotuar grosime de 10 cm și așternere mixtură tip BAPC 8-3 cm grosime, execuție marcaje la lucrere. Acum, eu îmi doream de mult să pun în discuție acest proiect, pentru că a existat și există o solicitare deosebit de persuasivă și justificată. I-am pregătit și o documentație care poate fi văzută de toată lumea, cunoscută. Am mai multe planșe, evident că am început cu zona pietonală Potar, Bogdanel. Este această porțiune, în curbă sus, aici putem observa drumul care urcă și ceea ce este subliniat, aici este dispensarul. Deci primul tronson cu un anumit cot, 130 cm, parcă fără TVA. De aici continuă până la limita cu UAT, evident, pe o distanță mai mare și costurile sunt adecvate. Acesta este prima planșă. Am luat mai multe aspecte prin planul și mulțumesc celor care m-au ajutat. De pe traseu. Vedeți, aici e un indicator. Aici este casa cetățeanului Vasile Urțache, cam de aici ar trebui să se înceapă. În toate sunteți mai frăduși, mai... Aici este un plan în continuare, care ne sugerează foarte ușor ce se poate întâmpla dacă nu avem grijă să ne protejăm comunitatea. Pentru că pe această zonă de 260 de metri se întâlnește populația de pe 6 drumuri, dacă nu 7 comunale. 3 pe o parte și 3 din partea asta la altă. Acolo este ca la Termopile, este punct obligatoriu de trecere. Nu există posibilitate de variantare. Mai mult se impune ca să intervenim, apropo de programul de împrumutare și așa mai departe, că oamenii au procesat ei cum au putut. Ba un podet, i-am vorbit cu ei, nu o să fie probleme, ca să
avem și un aspect estetic corespunzător, apropo de programul de împrumutățare, și o zonă de circulație. Știți ce se întâmplă? În primul rând e pentru pietoni, că dacă un copil se duce cu bicicleta pe trotuarul ăsta, e preferat să circule pe aici decât pe acostament. Este un aspect în continuare. Cu ocazia asta trebuie pus la punct și rigola, parte componenta drumului conform legii. Asta ne arată că stăpânul platformei de rulare este un vehicul, în general, vehicul de mare gabarit, mare tonaj. Nu uităm că suntem traversați de un drum european și culmea e că, chiar pe măsură ce se apropie alegerile, nimeni dintre cei care au promis în mandatul trecut și așa mai departe, nu ne mai spun ce se întâmplă cu mult trâmbițatul proiect de autostradă Brașov-Bacău. Eu n-am mai auzit nimic. L-am primit pe aici tot felul de propuneri pe unii va trece. Aproape că ne-am bucurat. Nu știu. Că, în mod normal, e greu să evit cazul de pericol. Cu atâta circulație pe care o vedem. După mine, suntem într-o situație de urgență. Dacă nu realizăm câturi de puțin ca să ajutăm pe cei neputincioși, au greșit părinți copiilor și ne-au reproșat că nu vrem să facem. Nu le-am dat speranță pentru că la un moment dat trebuie să ai și bani și trebuie să ai și aprobare pentru așa ceva. Tot de pe traseu, imagine, vedeți, au încercat să facă care cum s-a putut, dar nu există o unitate estetică și așa mai departe. Sper să arate bine, pentru că și sub aspect estetic și sub aspect administrativ, centrul administrativ, zona cea mai traficată de pietoni, este de la poliție până la dispensar, printre altele. Nu înseamnă că nu este util în continuare. Deci, ne apropiem de finalul primei etape, dispensarul. După mine sunt toate motivele. Asta veți vota cum credeți, dar sunt convins că există și ceea ce se numește bună credință, bună voință. Atât, mulțumesc! Sunt domnul primar, comisia numărul 1. Comisia numărul 1 a avizat favorabil acest proiect de hotărâre cu următorul amendament. De bun augur, clar este tronsonul până la dispensar. Și am vrut să facem o separare, să rămână până la dispensar, iar cealaltă distanță să o alocăm pentru Filipești, unde a rămas în urma lucrărilor un pietonal destul de anevoios și în completare să mai fie măcar o ofertă, adică consider că licitația nu ar putea fi încheiată cu o singură ofertă așa. Aș vrea să mai vină că am auzit niște informații în următorul sens. Mai trebuie ofertă. Păi nu e așa. De regulă, legea așa spune, dar orice legislație, orice normativă are și excepții. La începutul lucrărilor, conform procedurilor unor acte normative, am predat amplasamentul constructului actual, legal era. Noi nu putem pătrunde pe amplasamentul lui, mai ales că lucrarea se execută sub egida autorizației pe care o are el. Pur și simplu. Singura soluție este un act adițional. Pe analiza care am făcut-o noi în primărie, presupun noi
Aprob. Deci, oricum nu ne, nu ne folosesc în un caz, de fapt suntem într-un caz excepțional de altă ofertă. Atât, mulțumesc. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Care președinte, mulțumesc. Am văzut că aveți fotografii, imagini de Bogdănești. De ce n-ați făcut și în Filipești să vedeți mărcirul care este pe marginea șosei? Oare pe acolo mărcire oameni? Nu sunt atâția cetățeni? Nu sunt contribuabili la comuna asta? Dar dumneavoastră niciodată n-ați făcut pentru Filipești absolut nimic. Și nici nu vreți mult la... Parcă eu mai înveți și principală ca acolo apă, canalizare. Dom'le, dar apă și canalul este... Am asaltat tare de drumul, că nu vrei să le vezi, dar tăi altceva. Tu vă să aveți mandat și următoare motiv. Dar de ce nu puneți... Facem prima dispensar și să facem și în centrul Filipeștiului, acolo măcar, până unde vine ulița bisericii. Merge lumea prin mocirul, trece firul de... Ce face numai aici? Deci numai în Bogdănești. Propune un proiect de hotărâre. Sunt pavelele care s-au scos. Măcar din alea, puneți și faceți. Eu n-am de curaj să se folosesc pe ăsta. Păi atunci ce după cum arată. Ori îl fac ca lumea. Trebuie făcut ceva și pentru Filipești. Chiar Filipești a rămas mocitul comunii. La taxe și impozite suntem egal cu Bogdănești. Da, da. La investiții suntem zero. Filipeștiul își are consilieri pe care îi merită. Deci suntem prea slabi. Asta am înțeles. Domnul primar, domnul președinte. Aveți vorba. Da. Domnul primar, dar nu să vă dați seama ce spuneți, consilierii care îi merită. Noi ducem bani din buzunar pentru a face aceste trotuare. Da, de câți ani, vă rog frumos, domnul primar, de câți ani am propus și s-a discutat problema trotuarelor din Filipești. De câți ani? Și în mandatele trecute și acum niciodată n-ați dus la spăl. Consilierii pe care îi merită. Noi am propus de fiecare dată, dar dumneavoastră efectiv nu ați luat în considerare ceea ce au spus consilierii. Acum dumneavoastră nu faceți pentru că au propus consilierii din Bogdănești. Asta e ambiția dumneavoastră, ca să faceți porțiunea aia. Deci la noi sunt autotrenuri și la noi sunt copii și la noi sunt bătrâni, ca peste, ca și în Bogdănești. Singurul consilier care s-a implicat în Filipești a fost un consilier din Bogdănești. Albul care a venit să vă repare geamurile sparte de copiii din Filipești. Domnul primar, atât nu stăm dintr-una în alta. Noi vorbim ceva ce trebuie realizat. Sunteți coordonator de credit, nu suntem noi consilieri, coordonatori de credit. Atâta ați făcut, fratele meu. Ce am făcut? Ați vorbit. V-am votat proiectul de dumneavoastră. Da, mergi. Fratele v-a dat pentru mine, pentru comunitate. Pentru comunitatea din Bogdănești. La Filipești nu ați făcut nimic. Dar să vedeți. Să vedeți că nu faceți. În 10 mandate pe care i-ați avut, ce-ați făcut? Coordonator de credit, am bani... Dar propune un proiect, nu vedeți că niciun proiect nu sunteți în stare, să propuneți o parte. Bine că sunteți în stare dumneavoastră și dați eliminarea altora. Vă mulțumesc, dacă știți să știți. Eu ca ordonator de credit am voie să fiu subiectiv. Dacă am considerat că aici e mai bine să propun, propuneți, aveți majoritate, votați, sunt bani, sunt asta e. Pace, ceva? Eu. Totuși eram sigur că să ajung aici. Corect. Și era normal să ajung. Dar în primul rând ce vreau să spun, mi se pare că am totuși cam scump. Domnul Șapcă sau cine reprezintă sau cine a făcut, cum se numește societatea respectivă. Dar măcar consultăm și o altă firmă de specialitate, să facem, băi, ia să vedem aia, poate ea mai ieftin. Hai, dă-i drumul în continuare, o dată un preț. Dar de unde știm noi că e prețul real? E formulată, da. Exact, așa ați făcut, are dreptate de doamna Beria, între domnul
Întotdeauna, dacă v-am cerut, v-ați supărat dacă v-am întrebat ce. Dacă nu ai cerut, de ce n-ai cerut? Da, adică de ce să nu consultați? De ce să nu consultați? Nu, un pic. Dacă nu-l facem acum, de la început cu proiectare, cu aprobare de la Ministerul Transporturilor. Dar ce să-l încep? Dacă nu-l începem acum, dar ce aveți proiectare pentru... Păi, pentru el? Apropo de ofertă. Acum nu am consultat și o altă firmă. Și vedeți, poate mai ieși. Oamenilor, vă contraziceți. Încerc să fac ceva, în Bogdăreț, după aia spune, dar de ce n-ai făcut? Aici există o oportunitate, o oferte, nu, 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 sau de ce măcar nu se încea contractul lor? Amplasamentul la ora actuală este predat firmei respective, domnul Tarsu. Nu pentru trotuare, pentru alte lucrări, de alte natură, nu. Deci, dacă ești obligat ca să fac tot în Bogdăreț cu aceea firmă? O firmă, dacă vine, trebuie să aștepte întâi să face recepția de reprimire a amplasamentului și de bea după aia, la toamnă sau la partele care... Deci aveți impresia că ăsta imediat o să bage, că tot vreau cu apa. Da, ăsta vine imediat să apucă de trotuar. Și nu puteți să spuneți că noi n-am fost de acord. Un proiect de asta noi am vrut de ei acum vreo câțiva ani, am spus să măcar pe la dispensar cu pavelele care au fost când s-au scos atunci. Tot așa, că nu sunt bune, că nu... Eu am speranță la toată lumea, dar parcă... Dar au autorizație pentru așa ceva? Parcă am speranță mai mult la cei din Bogdăneț, de fapt, dar... Tot n-ați înțeles la ce... Aveți autorizație pentru lucrarea de la ce? Dar autorizația lui legal era rămân. Aici, în spații, v-am spus că până zi acolo a fost cândva un trotuar de pământ, un altă. Dar dacă l-aducem la o formă mai bună, deci, aveți ceva împotrivă. Deci nu e refacere acolo, domnul primar. Da, era cuvântul meu. Poftim? Era cuvântul meu, n-am intrat nici pentru dumneavoastră, nici pentru. Era chestia, cum ați explicat, destul de frumos să se facă, nicio problemă. Că e periculos. Da, nu e periculos. Într-o ședință anterioară am spus, domnule, faceți un grilaj aici, la stație. Nu a fost iarnă, au fost două episoade de iarnă, da? Și vara, poate, a coborât omul în autocul. Nu e spus că n-am uitat. Pentru că ai dreptate. Numai pe mine, fac eu personal, nu știu să studiez. Domnul Vice poate știe să studieze, dar eu nu știu să studiez. De aceea să-i motiv. Domnul președinte. O precizare aș vrea să fac vis-a-vis de ceea ce am înțeles eu aici referitor la ceea ce solicită domnii consilier față de proiectul ăsta de hotărâre. Domnul Stanciu ne solicită să mai luăm legătura și cu o altă firmă autorizată, adică să întocmească un deviz cam cât ar costa lucrarea asta, să vedem dacă ceea ce ne-a propus Secelira, mă rog, cum o cheamă pe societatea asta, să apropie de suma respectivă sau suma asta, noi știm că este una foarte corectă sau în sensul ăsta. Adică mai cerem părerea și la o altă societate, vis-a-vis de suprafața respectivă, lungimii, știu eu, lățimii, ce vrea să se facă și atunci, dacă e evaluarea pe aproape, cred eu că nu sunt probleme. Bine, vis-a-vis de... Nu mai au fost întrebare. Cam asta am înțeles eu din ceea ce au spus. Păi, dar, merg până la ultima consecință. Se poate verifica, putem avea o discuție cu cei de la legal, dar nu pot să aduc altă firmă. Nu, nu, nu. Nu, doar ca și valoare, dacă valoarea respectivă pe care au pus-o Secelira în oferta respectivă, nu este una foarte ridicată, să se zică. Sunt de acord, numai... Aici eu așa am înțeles, așa este sau nu? Noi avem, România avem... Nu mai repede, am vrut să înțeleg, mă înțeleg. E o oportunitate. Atât, mulțumesc. Și de fapt, aia că și pentru Filipești, adică... Asta e proiectul, votăm acum... Da, vreau să întreb. Nu, dacă domnul consilier sunt de acord... Dar vreau să vorbesc cu doamna Barna.
Vreau să fac o precizare la ceea ce a făcut, cum a zis domnul secretar, pe lângă ceea ce a spus domnul secretar, propunerea din partea comisiei numărul 1 a fost și defalcarea celor două tronsoane, adică bun, mergem la Bogdănești până la dispensar, dar ceea ce zicea și domnul să facă și la Filipești o parte din un 300-400 de metri, unde este necesar, pentru că acum, în urma lucrărilor de apă canal, sunt porțiuni de drum unde, deși există spațiu în fața porții, efectiv nu ai avut cum să bagi mașina după zăpada care a fost. Și automat, că tot noroiul și așa, venim pe partea colapsabilă unde împiedică. Cine este șofer știe. Mulțumesc, gata. Mai sunt întrebări? Și atunci acest punct de acest proiect trebuie reformat cu Filipești, votăm în formatul ăsta sau votăm eu vă solicit și doresc să scrie proiectul verbal. Nu trebuie acum imediat. O să luăm că este o ofertă corectă. Că am discutat, nu chiar așa, că nu l-am întrebat ce credeți că. Și neaprobarea lui duce la pierderea oportunității și perpetuarea stării de urgență. Noi aprobăm până la dispensar, dar... Dar proiectul e actualizat. Unde? Adică jumătate-jumătate. Băi, 450 la noi, 450 la Filipești. Că acolo eu mă duc pe Filipești mereu. Acum, eu sunt de acord pentru tot în votat. Păi, adică proiectul este pentru votat. Trebuie reformată. Deci, poate spune la votul comentariu sau să nu prezentate în ordinea de zi. Domnul președinte, să concluzionăm că față de propunerea doamnei consilier Barnă, dacă se aprobă la Bogdănești tronsonul ăsta până la dispensar, și din tronsonul care era partea a doua, o ofertă, acolo 600 de metri, să fie făcut o ofertă de către aceea societate, dacă se ocupă sub același aspect și de tot aducțiune de apă și acolo, să facă o ofertă, da? Și pentru, știu eu, un tronson la Filipești, rămânând ca, știu eu, la deplasarea în teren, să stabilească exact tronsonul de unde până unde, și din partea din Aval, și din partea din Amonte, și unde se întâlnesc la biserica acolo, și să, pentru ședința următoare, să fie introdus un proiect de hotărâre cu aprobarea și a unei oferte și pentru satul Filipești. Și pentru că s-a aprobat tronsonul asta... pentru dispensare. Nu, nu, nu. Păi tronsonul pentru dispensare am zis să s-a aprobat. Să-și aleagă tronsonul la Filipești, să inițieze un proiect de hotărâri și nu are nicio treabă. Da. Acord, da. Ca ordonator de credit. Da, deci eu asta am zis, să s-a aprobat tronsonul care este până la dispensare, iar din bucățita pentru ședința următoare să se mai aprobe tronsonul și pentru așa. Maxim ar vrea să spună și el. Nu este cazul să ne influențați orientările noastre și dreptul de vot. Sunteți invitat, aveți cu dreptul la vorbă, cum se termină ședința? Domnul Pușcașu, eu
Anticipând răspunsul dumneavoastră, vă rog să studiați articolul 138, alineatul 4, din ordonanța 57, care spune așa. Pot participa și lua cuvântul la, fără drept de vot, evident, persoane interesate, pe lângă prefect, primar, viceprimar și tot ce înseamnă. Așa că, prin prezența mea la ședință și a exercita o opinie, nu vă împiedic cu nimic și nici nu vă pot influența. Eu îmi spun în punct de vedere. Dacă țineți cont de el, bine. Dacă nu, e ca și cum n-am spus nimic. Dar eu zic că este pertinent. Veneam cumva sprijinul a ceea ce s-a discutat până acum. Apreciez unele din pozițiile avute. Dacă îmi permite să spun două minute, bine, dacă nu mă opresc. Deci, domn președinte, vă rog, dacă îmi permite, dacă nu, evident. Domnule consilier. Cine este pentru răspunsul? Mulțumesc. Domnul consilier, apreciez faptul că s-au exprimat poziții corecte de data asta. Într-adevăr, trebuie avut în vedere și satul Filipești, așa cum bine a menționat aici doamna, cât și satul Bogdănești, așa cum bine a menționat domnul primar. Acum, eu sunt uimit de faptul că niciunul dintre dumneavoastră sau n-a observat faptul că se dorește demararea unei investiții înainte de a se face preluarea celei în curs. La ce mă refer? Cum să facem o investiție și să asfaltăm un trotuar până când nu sunt făcute probele? Ce facem dacă necesită intervenție? Trebuie să spargem. Adică, în primul rând, va solicita... Sunt de control, mai iertat. Va solicita. Sunt foarte multe cămine de control, tocmai ca să întrerup, fără să fie nevoie să spargă. Domnul primar, nu e așa. Conexiunile de la locuință la conducta principală nu trec prin canal. Nu, nu v-ați fundat cămenele de branșament cu cămenele care le vedeți pe trotuare. Astea sunt cămene de control și făcute tocmai pentru treaba asta. Dumneavoastră, nu s-a verificat planeitatea sau căderea, cum se spune, a apei. Nu ați făcut, nu s-a preluat investiția. Eu nu sunt de rea credință, evident. Vin cumva să vă atrag atenția să nu faceți o greșeală și să condiționați aceste investiții Domnule, dar trotuarele astea sunt în garanție. Stați puțin, domn primar, dar acasă întâi asfaltați și formă verificați dacă curge apă. Eu asta încerc să vă atrag atenția. Să-i condiționați pe cei de la care execută canalizarea și apă. După un proiect, nu a făcut discapul ăla așa. N-ați înțeles. Păi la planetate, la... Trebuie probe de presiune, domnul, că vine presiune de apă. Păi și domnul primar, v-a spus că sunt gure de canal. Din loc în loc unde se poate interveni. A studiat proiectul de curiozitate, să vedeți. Dar dumneavoastră chiar așa studiat de mult de venit din Băgat, vieță în roate, la orice... Am discutat cu șeful de lucrare și s-a făcut verificări în baza presiunii la toate segmentele care a dispus. Deci sunt verificate. Dacă sunt verificate și să se precizeze... Asta nu-i motiv. Verificările astea sunt trecute în programul de inspecție pe care îl are și ISC-ul și așa mai departe. Pentru fiecare fază a lucrărilor, poate să nu-i termine. Dar gândiți-vă la transversarea sub apă și ce verificări s-au făcut acolo. Că eram, am fost martor. Și doi la mână, cu privire la acele două oferte, trei, care se solicită, vă rog să observați... Pierdem timp, domnul Gabe. Suntem prea țărați să mai pierdem timp cu discuții de genul ăsta. Domnul primar, dumneavoastră când vreți să cumpărați acasă un stat de cine? Nu știu de ce sunteți obtuși la idei constructive. De ce sunteți obtuși la idei constructive? Că eu susțin ceea ce vreți să faceți. Culmea. Numai că de ce vă grăbiți și nu v-ați... O să plece constructorul de aici, da? Că el poate execute... Domnul primar, trebuia să plece din 2020, trebuia să fie gata lucrarea. Nu de iarnă poate execute. Dar de ce nu agreați ideea pe care a fost aici să se iau încă o ofertă? Dacă dumneavoastră trebuie să luați... Dar nu-mi folosește... Domn primar, nu e obligator. Dar dacă vreți să cumpărați un sac de ciment de la Dedemar și îl găsiți mai ieftin la Vasion, nu e bine pentru bugetul vostru. Nu mă influențez, vreau să vă dăm. Ce scuze? E clar. Eu vreau bună stare cu mine.
Supunem la vot cine este pentru aprobarea proiectului de la punctul 6. Cu amendă, înainte de a... Aș vrea să... N-am concluzionat. Domnul Masă, dumneavoastră, prin ce ați expus, e bine, nu zic. Concluzionat, e bine să facem trotuarul sau nu e bine? E foarte bine să faceți, domnul Vlad. Deci, numai că eu am atras atenția, poate nu știu eu, să se facă, condiționați-l pe domnul Șapcă să facă testele de presiune ca să nu fiți de voi să spargeți, domnule. E simplu, dacă s-au făcut, e perfect. S-au făcut, domnul Masu. Nu vreau să intervin peste dumneavoastră. Da. Vreau să-i spun, să-mi cer cuvântul domnului președinte de ședință, dar sunt făcute testele de presiune la fiecare fază. Perfect. Nu numai asta. La recepția finală, el răspunde și de calitatea trotuarelor. Absolut. Ok, și doi la mână. Fac parte de ce evitați acea propunere să mai luați o ofertă de la un constructor care s-ar putea să economisească 200 de milioane de la bugetul local, în care mai faceți un șans. Băi, aici a blocat, îmi pare rău, suntem prieteni. Deci să înțeleg ce altare a propus Brufează. Chiar n-a fost atent. Cineva oricum a propus proiectul. Nu știu de ce Brufează în toamnă. Mai am de continuat. Haideți să înțelegem și ce a spus domnul Maș și ce e legal. Deocamdată porțiunile astea de teren, până ne dăm înapoi societatea asta care a făcut apa și canal, noi le-am dat bără să facă lucrarea. Altă societate n-are dreptul să facă deocamdată lucrări pe porțiunea asta decât cei care au făcut până acum, că ei s-au autorizat. De asta spunea domnul primar că lucrăm pe autorizația lor. Dacă vine o societate și face trotuarul ăsta, este lucrarea lor, o să spune, domnule, mi-a spart trotuarul, așa, fiind același constructor, ea, și o căutare a atâtea soluții, până la urmă, întârziere. Dar nu vine nimeni când are curarea de aia, e vorba de acord. Cu se facă firma respectivă. Să verificăm și noi, să facă și la fântie. Și la tot aceeași firmă să facă. Ce vă dăm? Mai inițială cu amendamentul, da. Amendamentul la precizare. Pot să pune la vot. Cine este pentru? Pune la precizare și de la dispensare. Actual cu amendamentul și pentru Filipescu. Corect. Să se facă ceva în folosul cetățenilor. Deci 300 de metri la Bogdanici până la dispensar, iar diferența de 6, 700, 500 de metri să fie făcut la Filipescu. La Filipescu. La Filipescu. La Filipescu. La Filipescu. La Filipescu. La Când vă aduceți bine aminte, când nu am votat programul de investiții pe 2023 în prima ședință, l-am votat ulterior. Și la fel ne-ați promis... Am trecut singura preocupare care ați avut-o să prindeți un loc pe lista PSD-ului, doamnă. Închideți că vă sun eu mai târziu. Sau, mă rog, la începutul mandatului. Doamna sau noi? Puțin? Cine se prinde? Da, era vorba de mine. Tot... Oferta lui Secelina pentru tronsonul din Bogdănești de la strada Deal până la dispensar, iar în ședința următoare să se prezinte un proiect de hotărâre pentru aprobarea unei documentații în satul Filipești cu diferența de 600 de metri care să fie utilizată la Filipești. Da. Da. Eu cred că ăsta e amendarea. Da, 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 da. Da. Acum supuneți spre aprobare. Cine este pentru? Deci, în unanimitate de hotărâre și acest proiect
de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice economice pentru... Deci s-a aprobat, să rămânem înțeles, numai tronconul până la dispensare. Până la dispensare. La proiectul ăsta de hotărâre. Da, urmează alt proiect de hotărâre. Da, urmează alt proiect de hotărâre pentru FGP și în ședință. Dacă sunt bani, puteți să lucrăm ce și viața banca. Da, și asta este o problemă. Asta este o problemă. Da, în ședința următoare... Poate să fără în casă, poate mai din bani. De unde să fie? Că ăștia din... Ce? Da, domnul președinte, poate să treceți la următorul. La punctul următor, un proiect inițiat de comisia numărul 2. Aveți cuvântul, domnul președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2024. Plan pe care l-ați avut la MAPO și l-ați studiat și în ședința pe comisii și acasă, bănuiesc. Articolul propune la primul articol aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2, după aprobare, doamna scrutarul Lămânița Elvira, consilier în cadrul aparatului de specialitate a juniorului Comunei Bogdănești, județul Bacău, va duce la îndeplinire hotărârea. Și la articolul 3, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Ioan Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, doamnei scutarul Lămânița Elvira, instituției prefectului județului Bacău și o va aduce la cunoștință publică prin afișare conform legii. Comisia a fost de acord. A avizat favorabil și acest proiect. Bun, mulțumim, domnul consilier. Dacă primarul acest proiect, are cineva ceva de undeva, de propus. Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Da, deci, în unanimitate și proiectul de hotărâre privind planul de activități de linie socială pentru 2024 a fost aprobat. Mulțumesc, domnul. La punctul 9 avem un raport anual asupra situației gestionării bunurilor UAT, Bogdănești de Zbato, pentru anul 2023. Da, câteva lucruri de zădut în convenționul la de raport anual asupra situației gestionării bunurilor comune Bogdănești de Zbato. Având în vedere legea 215 prin 2001, adică legea administrației publice locale, versiune actualizată, în articolul 122, la fel, alte considerente, raportul compartimentului contabilitate din primăria Bogdănești asupra inventarierei bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul Comunei Bogdănești, dreptul Bacău, la sfârșitul anului 2023. Având în vedere și inventarierea patrimoniului care s-a făcut recepre comisiile de inventariere constituite în acest scop prin dispoziția numărul 113 din 8-11-2023 a primarului Comunei Bogdănești, comisiile constituite au fost instruite și coordonate de o comisie centrală și au efectuat operațiune de inventariere pe tipuri de bunuri materiale, locuri de folosire și gestionare. În procesul verbal 7943 din 29-12-2023, întocmit de Comisia Centrală, în baza procesului verbal ale comisiilor de inventariere, s-au consemnat următoarele aspecte. În primul rând, nu s-au constatat lipsuri materiale la finalizarea inventarierei și diferențe între soldurile scriptice și cele faptice conform situației comparative anexate la procesele verbale. De asemenea, prin hotărârea Consiliului Local 44 din 29-11-2023 s-a aprobat, după cum știți, inventarierea materiei impozabile pentru anul 2024 altă. Pentru persoane fizice, impozit pe teren și clădiri se mete în sumă de 494.342 lei, din care teren persoane fizice intravilan 85.606 lei, teren persoane fizice extravilan 122.118 lei, clădiri persoane fizice 142.068 și TMT persoane fizice 144.550 lei, iar pentru persoane juridice, impozit pe teren și clădiri, TMT în sumă de 203.938 lei, din care teren persoane
Lurite intravilan, 2.195 lei, teren persoane jurite extravilan, 1.447 lei, clădiri persoane jurite, 43.599 lei, sisteme de persoane jurite, 156.697 lei. Astfel, pentru 2024, avem o materie impozabilă în sumă totală de 698.208 lei. Dacă vă amintiți, doamna contabilă s-a raportat exact la hotărârea respectivă. Mulțumesc încă o dată pentru ajutor și dumneavoastră pentru răbdare. Atât. Mulțumim, domnul primar. Dacă avem solicitări adresate consilierilor locali? Da, avem o solicitare de la Societatea Națională de Cruci Roșii, filiala Bacău. Este în atenția domnului primar și consiliului local. După cum știți, dumneavoastră, noi avem o hotărâre din 2007, prin care în fiecare an se aprobă, de fapt s-a aprobat atunci și se virează anual câte o sumă de 1.000 de lei pentru Societatea de Cruci Roșii. O să vă prezint solicitarea celor la Crucea Roșie. Deci, în baza bunelor relații existente între Crucea Roșie Bacău și autoritatea pe care o reprezentați, vă transmit în prezentă adresă cu rugămintea de a sprijini demersul nostru, astfel încât primăria să devină membru susținător, ceea ce noi suntem, ca persoană juridică pentru anul 2024, contribuind la sprijinirea financiară și materială a Crucii Roșii Bacău. Crucea Roșie Bacău intervine în numeroase situații de dificultate și criză care, din nefericire, nu ne-au oprit în ultimii ani. Sprijin pentru populație și pentru instituțiile medicale din județ în perioada pandemiei COVID-19, ajutorarea populației civile refugiate din Ucraina, intervenții post-dezastre, sprijin pentru familii sinistrate din diferite motive, inundații, alunecări de teren, incendii. Totodată derulăm permanent programe socio-umanitare, precum sprijin la domiciliu pentru persoane vârstnice, puncte de prim ajutor, donații de produse alimentare și non-alimentare pentru diferite categorii vulnerabile, acțiuni pe teme de educație și sănătate și prim ajutor, derulate în unitățile de învățământ, instruiri adresate voluntarilor, asigurarea asistenței medicale la diferite spectacole sau competiții. În scopul participării Crucii Roșii Bacău cu forțe, mijloace și bunuri la îndeplinirea ca auxiliară a autorităților publice, a sarcinilor stabilite prin hotărârea Guvernului 557 pe 2016 privind managementul tipurilor de risc și ținând cont de prevederile cuprinse în legea 481 pe 2004 republicată și legea 215 pe 2001, asta nu mai este codul administrativ, dar ei așa au scris, vă adresăm rugămintea să inițiați sau să păstrați statutul de membru, la noi este de păstrare, prin aderarea la Societatea de Cruce Roșie în România și pentru anul 2024. Anexăm fundamentarea propusă. Cine spune fundamentare? Intervenție în caz de dezastre, asistarea persoanelor vulnerabile, programul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, proiecte împotriva abandonului școlar, banca de alimente, sunt deja activități consacrate ale Crucii Roșii Române, filiala Bacău. Provocările ultimilor ani au adus în prim plan lupta împotriva pandemiei COVID-19, dar și activități de sprijinire a populației civile refugiate din Ucraina. Totodată, ne mândrim cu primul serviciu de ambulanță al Crucii Roșii pe teritoriul întregii țări. Să știți, acest primul ajutor poate face diferența dintre viață și moarte, cu experiența dobândită în cei peste 147 de ani de existență, formăm permanent noi generații de cursanți pregătiți să acorde primul ajutor premedical. Pe lângă toate acestea, activăm în domeniul desfășurării de cursuri acreditate de Ministerul Sănătății și de Ministerul Educației, cum ar fi cursul de infirmieră, cursul de îngrijitor bolnav, cursul de pregătire în caz de dezastre și cursul de igienă muncii. Suntem o organizație în care beneficiarii sunt rațiunea noastră de existență de 147 de ani. Toate aceste activități în sprijinul comunității băcoane necesită resurse financiare, iar instituția pe care cu onoare o reprezentați poate contribui direct la susținerea programelor Crucii Roșii Bacău. Menționând că pentru îndeplinirea misiunii sale, Crucea Roșie se bazează pe voluntariat și pe sprijinul populației. Crucea Roșie Bacău nu este finanțată de la bugetul de stat. Răspunsul cel mai eficient și competent ce poate fi dat în sprijinirea populației vulnerabile se bazează pe colaborare și cooperare eficientă între autoritățile statului și Crucea Roșie, singura organizație umanitară care are atribuții stabilite de prin lege ca auxiliar al autorității publice. Conform articolului 8 din legea 139-95, Crucea Roșie se bucură de protecția și sprijinul statului și are în calitate de organizație de utilitate publică dreptul de a cere sprijin tuturor autorităților publice, acestea obligația de a-l acorda. În baza unui parteneriat existent între Crucea Roșie și autoritățile locale din județ, care a funcționat și funcționează în numeroase situații de dificultate și criză, vă invităm să deveniți membru susținător
care contribuie la sprijinirea financiară și materială Crucii Roșii cu o sumă în lei în funcție de numărul de locuitori. Această rugăminte de a deveni ca persoană juridică membru susținător al Crucii Roșii se fundamentează pe al 12 din statutul Societății Naționale de Cruce Roșie. Categoriile de membri al Crucii Roșii Bacău sunt membri activ, membri susținători și membru de onoare. Membru activ poate fi orice persoană care cunoaște și dorește să acționeze în conformitate cu statutul filialei, cu principiile fundamentale, este înregistrată în una din structurile filiale și plătește cotizații. Membru susținător este orice persoană fizică sau juridică care contribuie la sprijinirea financiară sau materială a filialei. Membru de onoare este persoana investită cu acest titlu de către Consiliul Național la propunerea Comitetului Crucii Roșii Bacău ca o recunoaștere a serviciului excepțional aduse filiale. Mobilizarea sprijinului dumneavoastră prin înscrierea autorității publice locale pe care o reprezentați în rândul membrilor susținători ai Crucii Roșii Bacău reprezintă un act decizional care va conduce la întărirea bilaterală a capacității operaționale și de intervenție în comunitate cu cele mai bune rezultate. În speranța realizării unei bune colaborări, va transmite un alăturat un model de hotărâre privind aderarea localității, precizez noi sunt, am aderat la Crucea Roșie, hotărâre pe care avem rugămintea să o supuneți aprobării. Pentru finanțarea, susținerea financiară a Crucii Roșii, vă transmitem plafoanele minime de cotizații anuale ce pot acoperi acest buget. Aici, probabil, fac ei referire. Noi contribuim anual câte 1.000 de lei, iar pentru comune, la număr de locuitori în care se încadrează localitatea noastră, între 1.500 și 3.000, ei suma pe care o propun este între 2.000 și 3.000. Acum rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă în ședința următoare să inițiați un proiect de hotărâre să modificăm cotizația pe care o avem anual de 1.000 de lei la suma de 1.000, la o suma de 2.000 sau... Păi stai așa. Da? Cotizația e cotizație și asta e suma în calitate de membru susținător. Deci o fel de sponsorizare, domnul secretar. Cotizația o plătim pentru că suntem membri. Da, dar cotizația ei acum o solicită să fie pentru localitățile așa să fie mai mare. Asta, că și inițial, dacă vă aduceți aminte... Eu n-am înțeles. Da, așa e. Așa este. E aceeași proiect. Noi am plătit-o așa cum ne-au solicitat ei. Asta este o formă de sponsorizare. Nu mai gândesc, dar eu de care fi rușine să nu plătim. Păi nu, noi plătim anual 1.000 de lei. Dar ei acum ne solicită, că este făcută la modul general pentru orice localitate. Ei n-au făcut nominal pentru Bogdan. Ce naiba, nu putem... De asta zic. Salutăm Crucea Roșie care trimite de pomană la sfârșitul anului aici. De asta zic, că în loc de 1.000, vorba de ceea ce înseamnă Crucea Roșie. Da. Deci rămâne... Facem un proiect de hotărâre pentru... Da, înțeles. Deci în ședința următoare se va iniția un proiect de hotărâre. Cine va iniția proiectul de hotărâre? Comisia 2. Comisia 2. Adică să știm responsabilități și termene, ca să fie... Comisia 2 în ședința următoare va iniția un proiect de hotărâre. Da. Mulțumesc. Mulțumim. Cu acesta, la ședință. Da, la nivelul 3. Nu să solicitări.